procuror din sectorul Râșcani este bănuit de luare de mită. Oamenii legii au făcut percheziții în această după-amiază în biroul și mașina lui. Potrivit procurorilor anticorupție, bărbatul este vizat într-un dosar pornit pe data de 1 martie. Acesta ar fi cerut 12.000 de euro de la o persoană pentru a cedea un dosar penal instrumentat de el pornit anterior pentru escrocherie. Procurorul vizat urmează să fie escortat la procuratura anticorupție pentru audieri, iar ulterior se va decide ce statut îi va fi atribuit.